Bună ziua! Bună ziua! Luați loc! Să facem prezența? Da, profesor, nu e nimeni absent. Da? Bun, atunci începem. Dragii mei, astăzi o să vă predau lecția Stările psihicului uman. Cele trei stări ale psihicului uman sunt 1. Starea de calm, 2. Starea de iritare, 3. Și starea de enervare. Pentru a înțelege și mai bine lecția, aș vrea ca cele trei stări ale psihicului uman să vi le exemplific printr-un experiment, ca de obicei, și vom proceda în felul următor. O să sunăm la întâmplare pe cineva. Gică, este acasă? Nu vă supărați, ați greșit. La revedere! Aceasta a fost starea de calm. Iar acum, ca să vă explic starea de iritare, vom suna din nou pe aceeași persoană. Gică, este acasă? Acum câteva minute m-ați sunat și v-am explicat cum stau lucrurile. Nu este vorba despre niciun Gică la acest număr de telefon. Dar ați văzut starea de iritare, ce iritată era doamna. Iar acum, ca să vedeți starea de enervare, vom proceda la fel. Pe aceeași doamnă o sună. Da. Sună. Alo? Bună ziua! Gică, este acasă? Nici o bună ziua! Deci chiar nu mi-a stricat ziua. Asta nu mai e bună ziua. La revedere! Aceasta a fost starea de enervare. Iată cele trei stări ale psihicului uman. Sper că a fost destul de clar. Doamnă profesor, da. Mai există o stare? Pe care? Îmi dați doamna un telefon, o să vadă. Alo, sunt Gică. M-a căutat cineva? Tu ți-o să mintele lui Ceaușescu, dar terminați odată! M-ați nebunit deja de cap! Ce Aceasta a fost starea de exasperare.